Comenius Regio este un program educațional care se adresează regiunilor din țări diferite, cu scopul de a crea colaborări între școli, autorități locale, ONG-uri, organizații de părinți. Programul se bazează pe sistemul comparației. Județul Argeș a aplicat cu succes un proiect prin acest program. Proiectul a început anul trecut, iar partener este regiunea Jelgava din Letonia. Ideea proiectului nostru a fost aceea de a compara un sistem educațional centralizat din România cu un sistem descentralizat din Letonia. Eu avusesem ocazia să fiu în Letonia și atunci, în momentul în care faci un proiect, dumneavoastră știți, trebuie să stabilești obiectivele, să spui, domnule, de ce fac acest proiect, pentru ce îmi trebuie. Și atunci am spus, da, ia să vedem cum este la ei, știam că la ei este un sistem descentralizat, la noi un sistem, cum este mai bine, este mai bine la ei, este mai bine la noi. Și atunci vreau să vă spun că i-am contactat, au fost interesați de temă, și imediat ne-am pus pe treabă. În cadrul acestui proiect s-au făcut schimburi de experiență, iar rezultatele de până acum se găsesc într-o revistă editată în trei limbi, română, engleză și letonă. Pentru că experiența este benefică, inițiatorii proiectului încearcă să implice în programul Comenius Regio și alte autorități și școli din Argeș. Există un formular de aplicație. V-am zis, poate aplica primăria, da? Trebuie să-și găsească partenerul și în acest formular de aplicație se găsesc inclusiv temele pe care să le alegeți, da? Deci dumneavoastră presupune că aveți un oraș prieten din Uniunea Europeană. Trebuie să găsiți o temă de interes comun. Cea mai receptivă a fost administrația locală de la Mioveni. Și ne putem lua parteneri și automobile Dacia în colaborarea cu Landerneau, având în vedere că depinde este... tema pe care o aveți. Sigur, da. Noi fiind localitate constructoare de autoturisme, ei, francezii venind la noi aici, da, sigur, mă gândesc că este, una dintre temă oportună pentru... Da? Apoi... Parteneriatul dintre Argeș și Jelgava în proiectul cu tema Compararea sistemelor educaționale se va finaliza anul viitor, în luna iulie.